Bună și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Eu sunt Adina, iar videoclipul de astăzi, așa cum ați văzut deja din titlu, este despre favoritele lunii aprilie. Sunt în bucătărie, unde încep întotdeauna ziua cu apă și cafea. Videoclipul despre favorite va începe cu cafeaua preferată din luna aprilie. Spuneam că diminețile mele încep cu apă și câțiva covrigei și cu cafeaua, evident. Voi începe cu cafeaua mea preferată. Am aparatul de la Dolce Gusto, iar în ultima vreme am băut aproape exclusiv această cafea, Grande Intenso. Îmi place că este o cafea aromată și lungă, da? Se poate prepara 180 de mililitri. Se pot prepara 180 de mililitri de cafea dintr-o capsulă și nu m-am plictisit de ea, de obicei le mai schimbam din când în când, însă aceasta este și rămâne pe lista mea de preferințe. Va mai rămâne cu siguranță o vreme. Iar ca și condimente de cafea am acest caramel syrup de la Coffee Shop. Eu l-am achiziționat de la Auchan, pentru că nu am avut la acel moment altă variantă. Molurile cred că erau închise. Este ok, însă voi merge pe variantele de la magazinele de cafea, gen Ted's Coffee sau Starbucks. Momentan am cumpărat o nouă sticlă de la Monin, pe care abia aștept să o încep. Probabil astăzi voi mai folosi din aceasta și de asemenea, ca și condiment pentru cafea, am aceste cutiuțe de la Lidl, cumpărate în săptămâna de lux. Aceasta este cu scorțișoară, vanilie și anason stelat. Este preferata mea, ce este drept. Este foarte ușor de aplicat, dacă vreți mai puțin sau mai mult sau foarte mult. Eu folosesc aceasta cu orificile mai mici și există și în varianta cu almond taste, dar cu alune. Nu este, o prefer pe cealaltă cu scorțișoară și anason și vanilie, dar și aceasta este foarte ok. Le cumpăr de obicei în săptămâna de lux, pentru că în restul perioadelor nu le găsesc. Îmi place să îmi beau cafeaua la fereastră și să admir florile din grădină, plantate chiar de mine. Ei bine, nu am stat prea mult să savurez cafeaua la geam, am luat-o cu mine, mi-am așezat puțin părul, pentru că aseară mi-am făcut o mască din aceea cu Nes, pe care o găsiți aici pe canal, și s-a făcut târziu și nu mi-am mai așezat, nu mi-am mai uscat părul după aceea și stătea în toate părțile. Am dormit cu el așa uscat în prosop, ceea ce evit să fac de obicei. Mi-am așezat părul, m-am machiat puțin, tot în culoarea cafelei. Mi-am pus și câteva bijuterii, nu prea port bijuterii, doar cercei. Îmi plac bijuteriile colorate, dar nu extravagante. Am la mână, port de obicei acest tip de brățări. Majoritatea sunt făcute chiar de mine, pe care le asortez cu cureaua ceasului, ceea ce m-a făcut să-mi dau seama că nu am nicio curea pentru ceas la culoarea maro. Și voi începe astfel, vorbind de bijuterii, voi începe cu cerceii mei preferați din luna aprilie. Au fost aceștia, pe care i-am purtat foarte mult. Sunt cumpărați, i-am primit de mărțișor. Îmi place acest sistem de prindere care nu mă deranjează la când dorm, pe timpul nopții, astfel încât nu trebuie să-mi schimb cerceii, nu trebuie să-mi dau jos seara. Cam atât despre bijuterii. Voi reveni eventual cu un videoclip în care să vă prezint brățările de ceas și brățările asortate la acestea pe care le am. Spuneam că m-am machiat, aveam aici pregătită cutiuța cu machiajele mele preferate din luna aprilie.
Și, sincer, mi-a fost destul de greu să mă machiez fără ele. Adică am vrut de foarte multe ori să vin să iau ceva de aici din coșuleț. N-am făcut-o însă. M-am machiat astăzi cu această paletă Rue du Café. Cred că va intra pe lista mea de preferate. Este o paletă refuzată de fiică mea, nu știu de ce. Nu sunt mare amatoare de machiaje nude, dar aceasta este e o opțiune bună pentru viitor. Să începem astfel cu preferințele mele în ceea ce privește machiajul. Fondul de ten îl folosesc pe cel de la L'Oreal, True Match. Am postat deja aici pe, video, pe canal un videoclip. Îmi cumpăr de obicei două nuanțe pe care le combin, una mai deschisă, una mai închisă, dar nu mă machiez foarte des. Nu mă machiez foarte zilnic și nu foarte mult, însă în ultima vreme, cel puțin pe perioada iernii, am preferat blush-urile cremoase. Am acest blush de la NYX, tot refuzat de fiica mea. Nu a mai rămas mare lucru din el pentru că l-am tot folosit. Nu este blush, e un contouring pentru obraj. Și tot de la NYX am blush-ul acesta. L-am primit cadou, după cum vedeți, nu întâmplător e pe lista de favorite. Mi-a plăcut destul de tare, are o nuanță destul de plăcută. E ușor de aplicat și rezistă destul de bine și sunt foarte mulțumită de el. Probabil îl voi achiziționa din nou. Am și un blush pe lista de de Unlike și îl voi prezenta după aceea. Deci am de la NYX blush-ul, contouring-ul tot de la NYX. Și ca iluminator am spus că prefer structurile acestea cremoase. Așa este desenul, l-am comandat de pe Pink Panda. E Strobe-Strack, nu știu în ce limbă este acesta. Sunt foarte mulțumită de el. War Paint Cosmetics Limited. Vă voi lăsa link-ul în descriere. Eu mi l-am cumpărat vara trecută. Am folosit ceva din el și încă este pe lista mea de preferințe. Tot ca și iluminator și pentru contouring am această paletă de la Makeup Revolution. Sofix, e highlighter palette. Are mai multe nuanțe, sunt calde. Mie îmi plac nuanțele calde. Iar și pe aceasta o folosesc de ceva timp și continuă să rămână pe lista mea de preferințe. Practic am toate nuanțele de care aș putea avea nevoie pentru iluminare și contouring-ul feței. Nu sunt, v-am spus, nu mă machiez foarte mult, nu sunt expertă, dar atât cât mă machiez eu, aceasta este arhi suficientă. Am comandat relativ recent, nu știu, cândva, eu le-am comandat prin decembrie, au venit prin ianuarie, două seturi de pensule, le-am luat de pe Wish și sunt foarte mulțumită de acestea. Și ca palete pentru machiajul ochilor, luna aceasta am avut două preferate, luna trecută am postat aici pe video, pe canal, mai multe videoclipuri despre plante și cumva m-am asortat la urzică, despre urzică este vorba, și am folosit foarte mult aceste nuanțe de verde, m-am îmbrăcat cu verde și așa, însă această paletă îmi place foarte mult pentru că are o gamă foarte mare de nuanțe și culori pastel. V-am spus deja, îmi plac culorile. Și în afară de aceea am mai folosit această paletă, este de la Essence, e tot moștenire de la fiica mea,
Sunt absolut încântată de ea și de asemenea va rămâne pe lista mea de preferințe. Are niște culori mai tari, sidefate, însă pentru machiajele smokey eye sau dacă vreți să vă conturați mai bine ochii, acestea sunt un plus. Deci va rămâne în continuare. Spuneam că machiajul de astăzi a fost o provocare fără paletele mele preferate din ultimul timp, probabil și obișnuința. Pentru finish-ul ochilor am acest rimel Volumisime de la L'Oreal. L-am comandat de pe Elefant, l-am găsit la ofertă, a fost la pachet cu acest creion dermatograf, tot de la L'Oreal, evident, și sunt foarte mulțumită de ele și sunt o opțiune pe care să o recumpăr oricând pe viitor. Pentru buze am folosit nuanțe neutre mai mult, am de foarte mult timp, nu știu, cred că are 2 ani acest ruj de la Flormar, a fost cumpărat de Lux Cashmere Lipstick Style. Nuanța este C05083, este un, e pe terminate după cum vedeți, e un maro destul de închis, îmi place foarte tare. Înainte de a avea conturingul acesta de la NYX, la modul cel mai sincer, foloseam pentru conturing acest ruj de la Flormar și cu siguranță îl voi recumpăra și pe acesta. Și în afară de el mai am un ruj de la L'Oreal. Sunt foarte mulțumită de gama aceasta de rujuri, le folosesc, nu știu, de 10 ani cel puțin. Acesta este tot într-o notă maronie, dar mai neutră. Îmi place foarte mult și acestea hidratează foarte bine fără a fi lipicioase. Nu rezistă cei drept foarte mult pe buze, dar vor rămâne rujurile acestea de la L'Oreal opțiunea mea pentru mult timp. Nu este singurul, mai am încă 2 din această gamă, evident diferite culori, și vi le recomand. Acesta este culoarea 302. Și ca și creion de buze folosesc unul de la Bourjois, cel puțin am folosit în ultima vreme, l-am folosit pe acesta, mai potențează puțin maroul acesta închis sau îl colorează puțin pe cel mai neutru. De asemenea, sunt foarte mulțumită de el, este culoarea 04 Shod. Și va rămâne, da, creioanele de buze de la Bourjois sunt ok, sunt mulțumită de ele și vor rămâne pe lista mea de cumpărat, da, ca și cosmetice de machiaj. Voi lăsa aici în descriere link-uri către produsele pe care le-am prezentat, preferatele mele, cele pe care mi le-am comandat online, evident, în cazul în care vă interesează să vedeți prețuri sau așa, găsiți în descriere link-uri către acestea. Voi continua cu produsele pe care, preferatele mele din luna aprilie și nu numai din luna aprilie, pentru îngrijirea unghiilor. Nu am o manicură lungă, nu mai suport lampa UV și atunci manicura semi-permanentă sau tipsurile nu mai sunt opțiune pentru mine și nu am unghiile foarte tari, așa că se rup tot timpul la grădină, la spălat vase și alte treburi casnice pe care nu le pot face cu mănuși, așa că le îngrijesc așa cum pot, scurte, dar îngrijite. Preferata mea din ultima vreme, am cumpărat-o de la farmacia din colț, de obicei le comand online sau de la farmacia Tei. Este vorba de un nail cement, e vorba de un produs de la Eveline Cosmetics. De foarte mulți ani sunt preferatele mele pentru îngrijirea
unghiilor, o port chiar astăzi, are o nuanță neutră, un luciu foarte plăcut. Ea este practic bază pentru lac, dar eu prefer să o aplic așa, ca atare. Ceea ce îmi place este că nu are un miros puternic și așa că pot să mi-o aplic seara la televizor fără să deranjeze mirosul în sufragerie, deci fără ca mirosul să-i deranjeze pe ceilalți. Se usucă foarte repede și suportă mai multe aplicări. Practic, aceste tratamente de la Everine Cosmetics, tratamentele pentru unghii, se aplică 2-3 zile la rând, după aceea se șterge și se reîncepe în continuare cu următoarele 2-3 aplicări, ceea ce pentru mine este foarte comod. Nu trebuie să-mi șterg lacul în fiecare seară, pur și simplu aplic un nou strat peste ceea ce am avut și da, îl recomand. Va rămâne pentru o perioadă lungă de timp produsul, unul din produsele mele preferate de îngrijire a unghiilor, iar pentru cuticule, tot de la Everine Cosmetics, am perfume oil, scrie în ungurește, cred, sau poloneză ceva, Nail Therapy Professional, are un parfum, deci e, acum că e bun, că nu e bun, are un parfum care mă încântă. Pe acesta de obicei îl țin pe birou și îmi mai aplic pe cuticule în micile pauze de lucru și este categoric unul din favoritele lunii aprilie și un favorit pentru perioadele următoare. Tot pentru unghii am descoperit la Lidl această cutiuță de la Sien. Sunt dischete pentru îndepărtarea ojei. Au aromă de fructe și vitamina E. Nu are acetonă, scrie aici. Sunt 30 de asemenea dischete în această cutiuță. Dacă am aplicat doar acest lac, mie mi-ajunge practic jumătate de dischetă. Aici am una începută, da, le rup, așa arată dischetele mele. Marginea aceasta nu a fost îndepărtată foarte ușor. De asemenea, iubesc aceste dischete datorită mirosului foarte plăcut. Nu vor deranja, mirosul nu va deranja pe nimeni, dar chiar nu e o problemă să vă faceți manicura în sufragerie împreună cu, în timp ce vă uitați la televizor împreună cu familia. Pentru mine era o problemă, mirosul de acetonă deranjează membrii familiei și aceste produse, da, și tratamentul și dischetele pentru îndepărtarea ojei sunt foarte bune în acest sens, da? Au un miros foarte, nu au un miros neplăcut, acesta chiar are un miros foarte plăcut, iar tratamentul de unghii nu are un miros strident de acetonă. Tot de la Lidl, tot Sien, am un produs de îngrijire corporală, Body Sugar Scrub. Este cu portocale și vanilie, de care sunt foarte încântată. Este, cred că are o concentrație mare de glicerină, pentru că, deși scrubul este destul de puternic, pielea rămâne foarte bine hidratată după ce aplic acest scrub. L-am cumpărat prin decembrie și îl tot folosesc de atunci și acum în ultima vreme nu am mai fost la Lidl, dar îl caut pentru că ăsta e pe terminate și clar vreau să îl am în continuare. Tot din categoria, voi trece la cutia mai mare. Am adus aici mai aproape cutia mai mare. Am tot scos din baie diverse produse pe care le-am folosit cu precădere și mi-a făcut plăcere să le folosesc în ultima vreme și am constatat, sincer, cu mirare, că am foarte multe produse de la Dove. Ca Caring Hand Wash, deci pentru spălarea mâinilor, folosesc de foarte mult timp acest tip de
punguță refill, da, rezerve pentru dosatorul din baie. Cred că am 2-3 ani de când folosesc aceste, în special aceste rezerve de la DAV. Am fost foarte mulțumită, lasă mâinile foarte hidratate, nu usucă și în plus de asta, acesta este cu castravete și ceai verde și are un miros răcoros și plăcut și e foarte important ca în perioada asta în care ne spălăm atât de des pe mâini, gelul de spălare să hidrateze foarte bine, ceea ce mă aduce la următorul produs, tot de la DAV. Acesta a fost un set pe care l-am primit cadou, cred că de ziua mea, și am fost foarte mulțumită. Este for very dry skin, eu nu am very dry skin, dar mi s-a potrivit foarte bine. Nu neapărat mi-a plăcut cu siguranță și faptul că hidratează foarte bine, dar în special mi-a plăcut faptul că au un miros absolut demențial. Mi-am căutat să recumpăr acest tip de cremă de mâini, cel puțin. Eu folosesc foarte multă cremă de mâini, însă nu l-am găsit. Sper să îl găsesc. Ultimul produs, da, l-am lăsat la urmă, este parfumul pe care l-am folosit cel mai des în ultima vreme. Este acest parfum Jimmy Choo. Este un parfum destul de tare. L-am primit de asemenea cadou. Îmi place sticluța aceasta. Bine, e foarte drăguță sticluța. Îmi place foarte tare felul în care arată. Sticluța de 40 de mililitri, aceasta pe care o am eu, este foarte potrivită pentru travel. Să sperăm că vom călători în curând. Are un miros, spuneam, puternic, dar de asemenea destul de floral. Are tente de pară și mandarine. Are orhidee, se simte mirosul de orhidee și de asemenea are o tentă de caramel. Eu iubesc caramelul și poate de aceea acest parfum este preferatul meu din perioada aceasta, din ultima lună. L-am folosit cel mai des. Persistă foarte bine, îl simt pe durata întregii zile și uneori îl simt chiar și noaptea când mă întorc. Simt parfumul și e o senzație plăcută, mie îmi place. Este pe lista mea de opțiuni, vă recomand să-l încercați. Când se va termina, va fi pe lista de produse pe care să le recumpăr. Dacă machiajul nu vă rezistă foarte bine din cauza purtării măștii faciale de protecție, ei bine, puteți să vă faceți o mască cu machiaj rezistent, da? Eu mi-am făcut această mască cu un ruj perfect. M-a întrebat cineva de unde vin aceste idei, sincer nici eu nu știu, stau așa la birou, lucrez și odată mă lovește și mă duc repede să o pun în practică. Găsiți aici pe canal tutorialul în care eu mi-am făcut această mască, este pe lista mea de preferate, mi-a plăcut foarte mult, e ideea mea, mă laud singură, nu știu dacă e lipsă de modestie, dar chiar sunt foarte încântată de această mască facială. Da, este una cu siguranță originală. Voi încheia acest videoclip cu serialul meu favorit din luna aprilie. Nu am foarte mult timp liber și atunci nu mai mult de jumătate de oră, o oră, de 2-3 ori pe săptămână nu am timp și energie să mă uit la seriale. Însă recent am descoperit pe Netflix un serial care m-a captivat, Story of God, adică Povestea lui Dumnezeu. Este un serial documentar, are 3 sezoane, în total 15 episoade, un episod este de 40 și ceva de minute. Mie îmi place foarte mult actorul Morgan Freeman, aș urmări probabil orice film cu el. Îmi place foarte mult vocea lui, dicția și felul în care vorbește.
Poate și acesta este unul dintre motivele pentru care acest serial m-a captivat. Însă, în afară de actorul principal, Morgan Freeman, serialul este un documentar foarte interesant, ne plimbă prin diverse locuri din lume, ne prezintă istorie, ne prezintă geografie și, evident, o mică istorie a religiilor. Am aflat de acolo o grămadă de informații despre care nici măcar nu auzisem, religii despre care nu auzisem sau tot felul de istorii despre religia noastră pe care nu le cunoșteam până acum. Așadar, recomand, dacă aveți timp și dispoziție, recomand să urmăriți acest serial documentar. El a fost lansat inițial în 2016, nu este nou, și a fost transmis atunci pe National Geographic, dar rămâne o bună opțiune pentru a vă omorâ timpul într-un mod educativ, ca să spun așa. Cam asta este tot, cred că m-am lungit oricum foarte mult cu vorba. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog să-mi dați un like. Dacă vreți să fiți la curent cu ceea ce postez, vă rog să folosiți butonul de subscribe și, evident, clopoțelul de notificare, iar eu vă mai aștept cu alte videoclipuri.